Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Autorul amenințării cu bombă prins de polițiștii giurgiuveni. Alte peste 800 de apartamente din mai multe zone ale orașului cuprinse în noi proiecte de anvelopare. Cele mai noi anunțuri de angajare la poliție, nou șef de post în județ. Aproape 400 de oferte de joburi în această perioadă în Giurgiu. 6 luni pentru cumpărarea vechimii în muncă. Persoana care a pus ieri pe șar oamenii legii giurgiuveni, amenințând că detonează o bombă la o bancă din centrul orașului, a fost reținută de polițiști. Este vorba despre un cetățean bulgar în vârstă de 41 de ani, care a fost depistat în localitatea Adunații Copăceni. Miercuri, la doar câteva ore după ce a amenințat că detonează o bombă la sediul unei bănci din centrul municipiului, autorul faptei a fost reținut de polițiștii giurgiuveni. Oamenii legii l-au găsit pe făptași în localitatea Adunații Copăceni, la o benzinărie. Ieri după amiază a fost depistată persoana care a făcut amenințarea la sucursala unei bănci în municipiul Giurgiu, un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Pe numele lui s-a deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de amenințare. Potrivit polițiștilor, omul s-a supărat că nu a putut scoate bani de la bancomat într-o monedă de circulație internațională. În momentul în care o angajată a băncii a venit să-l lămurească, bulgarul i-a arătat ceasul și a spus în limba engleză că le-a lăsat o bombă în sediu. De aici și până la a se crea o adevărată tevatură, nu a mai durat mult timp. Toate instituțiile abilitate să intervină în cazul unei amenințări cu bombă au scotocit temeinic zona ore bune, până s-au asigurat că totul a fost doar o alarmă falsă. Începând cu data de 27 octombrie, giurgiuvenii care au nevoie de vechime pe cartea de muncă își pot cumpăra an de contribuție. Vechimea în muncă nu se poate cumpăra însă de oricine și nu în orice condiții. De la 27 octombrie a intrat în vigoare o lege prin care oamenii își pot cumpăra an de vechime pe cartea de muncă prin realizarea unui contract cu casele de pensii județene. În vederea aplicării unitare a prevederilor legii 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, vă transmitem următoarele precizări. Legea 186/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 842, din 24.10.2016 și ca atare intră în vigoare la data de 27.10.2016. Orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România și care îndeplinește anumite condiții, poate încheia un astfel de contract de asigurare socială pe o perioadă de cel mult 5 ani de zile. Nu are calitate de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială, nu a avut calitate de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurare, respectiv nu a realizat stadiul de cotizare sau stadiul asimilat stadiului de cotizare în sistemul public de pensii și nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care solicită o astfel de asigurare. Cei interesați de realizarea unui astfel de contract trebuie să prezinte mai multe documente. Declarația pe proprie răspundere în care declară că nu a fost asigurat în sistemul public de pensii, nu a fost pensionar al sistemului public de pensii în perioada respectivă și nu a avut obligația să se asigure în sistemul public de pensii. Actul de identitate în original și copie, actul de identitate în original sau copie pentru mandatar, precum și procură specială autentificată în condițiile legii și două formulare de contract de asigurare pe care le pot obține de la ghișeul casei județene de pensii. Pentru încheierea contractelor de asigurare socială există și un termen limită. Perioada în care se pot asigura este de 6 luni de la data apariției legii în Monitorul Oficial. Ultima plată, în condițiile în care se încheie în ultima lună, la data de maxim 27.04.2017, atunci se poate face plata într-o singură tranșă a întregii sume. Pentru celelalte contracte încheiate în perioada imediat după apariția legii, contractul se poate face în mai multe tranșe, maxim 6 tranșe. La Casa de Pensii Giurgiu, de pe 27 octombrie și până în prezent, au fost încheiate 3 contracte de acest gen, cel mai mare fiind încheiat pentru o perioadă de 20 de luni. Privite la început cu neîncredere și chiar cu teamă de multe din asociațiile de locatari din oraș, proiectele privind anveloparea blocurilor prind din ce în ce mai bine. Cu toate acestea, încă mai sunt situații în care locatarii se opun cu înverșunare ideii de anvelopare. Peste 800 de apartamente din mai multe zone ale orașului intră în cele mai noi proiecte depuse spre finanțare de Primăria Giurgiu.
Printre multele proiecte cu finanțare europeană depuse sau în curs de depunere în această perioadă pentru obținerea finanțărilor, se numără și cele privind anveloparea blocurilor din oraș. 6 la număr, pe programul operațional regional AXA 3.1, lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Giurgiu. Sunt deja pregătite 4 ansambluri. Și am să vi le reamintesc ca să știți și valorică așa. E vorba de 7 blocuri, 299 de apartamente la ansamblu 3. Blocul 43x853, 36x853, blocul A2, C17, C8, C3 garsoniere și 310 turn. Aproape 1,2 milioane de euro proiectul, 51 de miliarde. Și 60% de la Ministerul Fondurilor Europene, de la pe fonduri europene, 40% primăria, municipiul Giurgiu și locatarii în funcție de contribuția fiecăruia vis-a-vis de veniturile pe membru de familie. Știți ce intervine aici, tot ce înseamnă anvelopare exterioară, ferestre, uși, balcoane, termohidroizolație, izolare termică a planșeului, izolare termică a socului și alte lucrări conexe, trotuarul de jur împrejurul blocului și tot ceea ce țin măsuri de lucrări de audit energetic. Un alt ansamblu ce intră în aceste proiecte este format din 9 blocuri, care totalizează 254 de apartamente. Blocul 17x613, blocul B1 turn, B2 turn, 200A, 200B, 101, 102, 103 din Tineretului. Valoarea este aproximativ la fel, 53 de miliarde, aproape 4, deci vreo 1.200.000 de euro, în aceeași formă, în aceleași condiții și aceleași lucrări. Cel de-al treilea, cartierul Policlinică, ce-a mai rămas, 140 de apartamente, 6 blocuri, aveam proiectul și toată documentația pentru 7 blocuri, cele rămase din programul 2007-2013. Blocul A3 nu dorește. Dragoste cu sila nu se poate face. I-am rugat și cu cerul și cu pământul. Va fi în policlinică aproape tot cartierul realizat, mai puțin A3-ul. Și B2-ul mi se pare, sau B3-ul, care la fel, două scări doresc, o scară nu dorește. N-am cum. Ce mergeți dumneavoastră și convingeți. Am fost, am vorbit. Nu doresc. Nici zona centrală a orașului nu a fost uitată. Blocul 64, 34, blocul 1, 2 de pe Foș, blocul 7, 92, 92, scara D, A, B, C, E, F, că fac un ansamblu, scara D e un alt ansamblu, 48 și 20 de pe Mircea cel Bătrân, cam 12, 1.200.000, 12 milioane. Cam astea sunt cele 4 pornite. Mai sunt 2 ansambluri care încă se lucrează. Se vor aproba până la sfârșitul, până în 14 noiembrie. Ele se vor depune toate. Dar am speranța și siguranța, nu numai speranță, că va fi un proiect cu depunere continuă, pentru că am discutat la nivel de Asociația Municipiilor din România și o jale totală în țară. E greu să-i convingi pe cetățeni să intre în proiect. Premierul cere autorităților locale să urgenteze încheierea contractelor de dezăpezire. Guvernul a adoptat hotărârea privind plafonarea tarifelor RCA, iar ministrul Agriculturii susține limitarea suprafețelor de teren agricol ce pot fi cumpărate de persoanele fizice și cele juridice. Sunt subiectele rubricii Flash, pe care vă invităm să o urmăriți în continuare.
Premierul Dacian Cioloș a cerut la începutul ședinței de guvern de miercuri urgentarea încheierii contractelor de dezăpezire, în condițiile în care acestea există în doar 26 de județe, solicitând totodată transparență maximă la publicarea lor. Șeful executivului a declarat că a solicitat miniștrilor de resort să înceapă pregătirile în cadrul Comitetului pentru Pregătiri de Iarnă prin verificarea modului în care instituțiile statului abilitate au demarat măsurile necesare în domeniul transportului mai ales. Înțeleg că avem încă tronsoane de autostrăzi și de drumuri naționale fără contracte de dezăpezire. Mai exact, din datele pe care le am, doar în 26 de județe există aceste contracte. În 15 județe, contractele se află în diverse stadii. V-aș ruga să urmăriți modul în care se derulează finalizarea acestor contracte, a spus premierul. Guvernul României a adoptat miercuri ordonanța de urgență care prevede plafonarea tarifelor RCA pentru o perioadă de 6 luni, transmite Digi24. Noile tarife vor intra în vigoare în 10 zile de la publicarea actului Monitorul Oficial. Anterior, ordonanța de urgență a Guvernului, care reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților, RCA, a fost publicată pe 19 septembrie în Monitorul Oficial. Apoi, Autoritatea de Supraveghere Financiară a stabilit tarifele de primă maxime pe categorii de vehicule. Tarifele maxime RCA au fost publicate săptămâna trecută. Nivelul acestora depinde de capacitatea cilindrică și de vârsta asiguratului. Spre exemplu, în cazul unui vehicul cu motor de putere cuprinsă între 1400 și 1600 cm3, prima maximă variază între 629 și 1166 de lei, în funcție de vârsta asiguratului. Tariful este valabil pentru clasa de bonus-malus 0. Persoanele fizice vor putea achiziționa terenuri agricole în limita a 150 de hectare, iar cele juridice până la cel mult 1500 de hectare. După cum s-a convenit cu producătorii pe proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole, a anunțat ministrul agriculturii Achim Limescu. Proiectul de lege l-am discutat cu producătorii agricoli și am convenit să limităm pe persoană fizică la 150 de hectare. Ar fi ca o fermă de familie care poate să achiziționeze și în domeniul producției cerealiere, iar pe persoană juridică am stabilit o măsură similară cu cea aplicată în Ungaria. Este vorba de 1200 de hectare. Prin excepție, se poate merge până la 1500 de hectare achiziționate de societățile cu personalitate juridică, a spus Achim Limescu. Pe de altă parte, șeful de la Agricultura a afirmat că au fost introduse și o serie de cerințe care vor permite limitarea achiziției de terenuri agricole în România și care nu vor ridica probleme la nivel european. Poliția Giurgiu organizează mai multe concursuri aflate în diverse stadii pentru ocuparea posturilor vacante. Unele sunt pentru recrutare din surse externe, altele pentru cei care sunt deja în sistem. În timp ce pentru unele din aceste concursuri s-au afișat deja rezultatele validării dosarelor, pentru altele înscrierile sunt întoi. La sfârșitul lunii noiembrie, mai exact în zilele de 28 și 29 noiembrie, sunt programate două concursuri pentru șef de post. Primul, programat pe 28 noiembrie, este pentru ocuparea funcțiilor de șef de post la Bolintindeal, Cosoba, Florești-Stoiene și Crevedia Mare. Iar a doua zi este organizat concurs pentru posturile de poliție din Valea Dragului, Vărăști, Daia, Purundu și Răsuceni. Ambele concursuri sunt pentru polițiști deja aflați în sistem. Printre condițiile ce trebuie îndeplinite, numărându-se 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul, calificativul de cel puțin bine la evaluarea, aprecierea profesională individuală în ultimii 2 ani și avizul medical și psihologic, prin care candidații să fie declarați apți. Ambele concursuri constau în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și video și vor fi susținute la sediul Inspectoratului Județean de Poliție. În altă ordine de idei, concursurile ce au început mai devreme au mare succes, astfel că pentru cele 4 posturi de agenți de poliție rutieră s-au înscris 29 de candidați, 18 dosare fiind validate, iar pentru 43 de posturi de agenți de ordine publică în mediul urban și rural și conductor de câini, concurența a fost și mai mare. 238 de candidați înscriși, din care 127 au fost admiși la validarea dosarelor. Aproape 10.000 de fermieri din județul Giurgiu au fost autorizați la plata în avans de APIA Giurgiu, ceea ce înseamnă 95% din totalul celor care au depus cereri. În această perioadă, fermierii giurgiuveni au putut depune cereri la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu pentru a beneficia de plata în avans. Aproape 10.000 dintre aceștia au fost deja autorizați la plată. Ce pot spune despre avansurile la plata fermierilor giurgiuveni este faptul că
Până la această dată am autorizat la plată 95,6 din fermierii posibil de autorizat. Mai exact, din 10.355 de fermieri s-au autorizat la plată 9.905. Avansul, mai exact procentul din subvenția pe suprafață, va fi calculat din cuantumurile fixate pentru acest an la principalele scheme de plată pe suprafață. Avansul se face pentru schema de plată unică pe suprafață, SAPS, așa cum o cunosc fermierii, este în cuantum de 66,85 euro avansul. Pentru schema de plată redistributivă, unde primele 5 hectare se plătesc cu 5 euro, mai exact 3,45 de euro la avans, următoarele 5,30 de hectare care la avans sunt 33,71 euro. Pentru schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, cuantumul este 39,58 euro, iar pentru schema de plată tineri fermieri, cuantumul este 15,78 euro, ceea ce înseamnă că avansul pentru fermieri este peste 100 de euro. Pentru cele patru scheme, plățile se efectuează la cursul de schimb de 4,45 lei pentru un euro, iar pentru schema de plată, plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri natural semnificative, cursul de schimb este de 4,52 lei pentru un euro. Aproape 400 de locuri de muncă vacante este oferta angajatorilor giurgiuveni în această perioadă. Care sunt concret meseriile căutate de angajatori și ce locuri de muncă sunt disponibile, aflați din materialul următor. Pentru perioada 2-8 noiembrie, giurgiuvenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție aproape 400 de locuri de muncă vacante la nivelul județului. Posturile disponibile sunt atât pentru persoanele cu studii superioare și post-liceale, cât și pentru cele cu studii medii, profesionale și lucrători calificați și necalificați. Astfel, giurgiuvenii pot găsi în această perioadă locuri de muncă vacante în domenii diverse: barman, brutar, cofetar, croitor, măcelar, mecanic de utilaje, pădurar, tâmplar universal, agent veterinar, consilier cadastru, consilier juridic, economist, director executiv, contabil și multe altele. Cei interesați de unul din cele peste 390 de locuri de muncă vacante pot obține mai multe informații de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, situat pe șoseaua București. Persoanele cu dizabilități pot beneficia de un card european care le va asigura accesul gratuit la anumite servicii și în străinătate. Partea programului Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa, cardul le asigură posesorilor acces la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în 8 state din Europa. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, persoanele care pot beneficia de cardul european de dizabilitate sunt persoanele adulte și copiii încadrați în gradul de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor. Persoanele interesate pot depune cereri de eliberare a cardului european pentru dizabilitate la sediul DGASPC din Giurgiu, situat în zona policlinicii, sau printr-un simplu e-mail. În cererea tip trebuie specificate numărul și valabilitatea certificatului de încadrare într-un grad de handicap, domiciliu sau reședința, seria și numărul cărții de identitate sau a certificatului de naștere după caz. Cererile tip trebuie însoțite de o fotografie recentă tip buletin. Cardul are o valabilitate de 4 ani și poate fi folosit în România, Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta. Practic, fiecare din cele 8 state europene va pune la dispoziție un pachet minim de beneficii pentru activități culturale, sportive, de petrecerea timpului liber sau pentru transport, respectiv acces gratuit la muzee, spectacole de teatru, concerte și evenimente sportive. 132 de camere și 35 de băi în cele două etaje supraterane, 5.000 de vizitatori pe zi și aproape 2 milioane într-un an, 216 ani de existență. Este pe scurt istoria uneia din cele mai reprezentative clădiri ale Statelor Unite, Casa Albă. Celebra reședință prezidențială a fost inaugurată pe 3 noiembrie 1800. Despre Casa Albă în rubrica noastră Memoria Zilei. Con
construită după planurile arhitectului James Howard, lucrările încep în anul 1792, iar Casa Albă a fost deschisă oficial 8 ani mai târziu, în 1800. Aflată la adresa oficială 1600 Pennsylvania Avenue, în Washington, clădirea principală a fost construită în stil georgian, din gresie vopsită în alb, fiind reședința șefului executivului american pentru toți președinții, începând cu John Adams. După ce Thomas Jefferson s-a mutat la Casa Albă în 1801, împreună cu arhitectul Benjamin Latrobe, au realizat planuri de extindere a clădirii pentru a crea facilități de stocare. Inițial, clădirea a primit numele de Palatul Prezidențial, sediul executivului, până când președintele Roosevelt a numit-o Casa Albă. Construirea a început cu punerea pietrei de temelie pe 13 octombrie 1792. Într-un jurnal păstrat de comisarul pentru construcții din districtul Columbia, scrie că fundațiile au fost săpate chiar de sclavi. Majoritatea celorlalte lucrări au fost făcute de către imigranți, mulți încă fără cetățenie, majoritatea irlandezi și italieni. Deși încă neterminată, Casa Albă a fost gata de ocupare la 1 noiembrie 1800. Când a fost finalizată construcția, pereții de gresie au fost acoperiți cu un amestec de var și orez lipici, oferind casei o culoare familiară. Reședința originală este partea centrală a clădirii, între cele două coloane, care acum sunt folosite pentru a conecta birourile și sunt numite coloana de est și de vest. Reședința executivă este locul unde locuiește președintele, mai este folosită pentru ceremoniile oficiale și pentru activități de destindere. Cea mai celebră încăpere este Biroul Oval, biroul oficial al președintelui Statelor Unite. Creat în 1909 ca partea unui ansamblu de expansiune din corpul de vest de la Casa Albă, biroul a fost inspirat după Camera Albastră. Camera are trei mari caracteristici: fereastra de la sud, care se află în spatele biroului președintelui, și un cămin în nordul camerei. Biroul oval a devenit asociat în mintea americanilor cu președinția în sine, prin imagini de neuitat. Utilizarea biroului oval pentru emisiunile de televiziune a dat un sentiment de gravitație, ca atunci când Richard Nixon a vorbit la telefon cu astronauții de pe Apollo 11 sau tânărul președinte Kennedy prezenta informațiile despre criza rachetelor cubaneze, ori președintele Ronald Reagan, care a adresat națiunii mesajul cu privire la explozia în spațiu a navetei Challenger. Și președintele George Bush a vorbit națiunii din biroul oval în seara de 11 septembrie 2001. Puțini oameni realizează adevărata mărime a Casei Albe, deoarece o mare parte din aceasta este distribuită în subteran și acoperită de copaci și grădini. Casa Albă are 6 etaje și 5110 metri pătrați, 132 de camere și 35 de băi în cele două etaje supraterane, 412 uși, 147 de ferestre, 28 de șeminee, 8 scări, 3 lifturi și 5 bucătării, fiind vizitată zilnic de 5.000 de oameni și anual de circa 1,9 milioane persoane. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Autorul amenințării cu bombă prins de polițiști giurgiuveni. Alte peste 800 de apartamente din mai multe zone ale orașului cuprinse în noi proiecte de anvelopare. Cele mai noi anunțuri de angajare la poliție, nou șef de post în județ. Aproape 400 de oferte de joburi în această perioadă în Giurgiu. 6 luni pentru cumpărarea vechimii în muncă. Domnilor și domnilor, jurnalul de știri se oprește aici și rămâneți însă alături de noi pentru a urmări ediția din Lada cu Zestre în expoziție. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la ora 19:30 cu un nou jurnal de știri. La revedere!